un sat rezolvat ședința comisiei situații excepționale. Cu ordine de zi avem 3 întrebări. Întrebări de dați avut. Întrebări la ordine de zi. Deci, în modul considerației, nu ne-am întâlnit de mult timp, se include pe ordine de zi și dispoziții Comisiei Situații Excepționale Naționale, deci mă vreau la dispoziția 9, dispoziția 91, 92, 93, 94. Spune-mi votul include pe ordine de zi dispozițiile care pot enumera. Deci, haideți întâi să votăm ordinea de zi. 3 întrebări, pe urmă spunem votului cine este pentru includere pe ordine de zi a dispozițiilor care au fost enumerate în numărul 8. Cine este pentru votul tău? Împotrivă? Mulțumesc. Deci cine este pentru includerea pe ordine de zi a dispozițiilor care au fost enumerate? Rog să votăm. Împotrivă? Avem întrebările cu privire la situațiile excepționale și incendiile care au fost înregistrate pe parcursul anului 2023. Raportor, domnul Brighetin, întrebare numărul 2, cu privire la raportul Serviciului de Protecție Civilă referitor la pregătirea pentru perioada rece a anului 2023-2024. Aici avem 4 raportori. Întrebarea numărul 3 din ordine de zi, cu privire la aprobarea planului de activitate a Comisiei pentru situații excepționale Răunul Soroca de programul 2024. Raportor Eugen Sorokin. Și deja dispozițiile care au fost enumerate numai ce. Deci trecem la prima întrebare de ordine de zi. Domnul Brighetin, domnul. Stimați președinte, stimați reprezentanți ai guvernului, stimați membrii Comisiei pentru situații excepționale ale Raionului Soroca, deci în formă urgență raport cu privire la numărul de incendii și situații excepționale care au fost înregistrate pe parcursul anului 2023. Deci, pe parcursul realitate au fost înregistrate 44 de incendii, deci 8 în municipiu, 36 de incendii în sectorul, deci, rural. Față de 37 de incendii, deci de anul precedent, cu 7 incendii mai mult. Deci acestea au condus la pagube materiale în sumă de 2.149.000 de lei. Și cu părere de rău a decesul a două persoane, deci în anul 2022, deci paguba a fost de 560.000 de lei și la fel decesul a două persoane. După cum vedeți, paguba materială este destul de mare în acest an. Deci datorită intervenției prompte a salvatorului de la incendii au fost salvate bunuri materiale în sumă de 4.471.000 de lei. Cauzele producerii incendiilor. Deci, în primul rând, cele mai multe incendii au fost anume din cauza respectării regulilor de apărare potriva incendiilor, exploatarea sorbelor și canalul de evacuare a fumului, și anume 9 incendii. 6 incendii, deci, din cauza imprudenței în timpul fumatului. 5 incendii, deci, incendiere intenționată. Joc copiilor, un incendiu. Deci, încălcarea regulilor de exploatare a echipamentului electric, 3 incendii. Respectarea deci, regulilor de apărare potriva incendiilor la executarea lucrării de sudoare, un incendiu. Scurt circuit a firelor electrice, 7 incendii. Scurt circuit în transport auto, 5 incendii. Și în prudența cu focul, 7 incendii. Ce și legat la capitolul de decedați. Deci, cum s-a menționat anterior, avem înregistrat 2 cazuri de deces, și anume în satul Golovița, la data de 21 mai, deci o persoană de gen feminin. Cauza este incendiere intenționată, domnia ei suferea cu deci, de boli mentale și a, deci, a prins focul în caz și s-a prins. Și la fel avem un caz în municipiul Soroca, imprudență în timpul fumatului, deci o persoană de gen masculin, domnia lui de gen un mod de viață nu normală, deci consuma băuturi alcoolice, la fel fumat în încăpere și așa mai departe. Deci acestea sunt cazurile care au avut loc de deces în Răunul Soroca. De către noi sunt interprinse un șir de măsuri și legate de profilaxie în sectorul locativ. Deci este creat serviciu special, serviciu de prevenție în direcție, care
avem un plan, conform cărui implicăm acolo, facem profilaxie, facem ședință, facem instruiri prin instituțiile de învățământ. La fel, conform planului, avem diferite exerciții și aplicații, cum cunoașteți, cam câte 9 sau 8 primării în fiecare an. Plus la asta și cu agenții economici, la fel, avem diferite exerciții în domeniul dat, și legat cu deci, apărarea împotriva incendiilor. Însă, cu părere de rău, după cum am menționat, numărul de incendii puțin cam este în creștere față de anii precedenți. Deci este datorat la faptul că multe persoane deci, fac focul în sobă, deci la fel sobele nu sunt curățate, nu sunt pregătite din timp și așa mai departe. În ajutorul nostru și legat cu profilaxie, clar lucru că deci, se ocupă atât în sesiune publică locală, nivelul 1, dar cât și deci, organele de forță dat din teritoriu, cum ar fi poliție, poliție cartieră, etc. Toate servicii. Ce și legat la capitolul de situații excepționale. Deci, pe parcursul anului precedent au fost înregistrate 9 situații excepționale, comparativ cu anul trecut, 7. Deci, dintre aceste 9, deci 7 cu caracter natural și 2 cu caracter social-biologic. Deci, cu caracter natural am avut și grindină, deci grindină anume, asta au fost și vigilie. Dar, după cum cunoașteți, deci nu ne-au păzit pe noi, deci ești legat de vigilie, unde s-au alocat și deci, ca un ajutor la persoanele care au subut, au de suferit, nu asta cunoașteți. Deci legat de, de social-biologic, merge vorba de gripa aviară și deci, gripa aviară și da, pesta porcină. Da? Aceste două cazuri, dumneavoastră foarte bine cunoașteți, noi ne-am întâlnit nouă dată în ședințele comisiei pe situații excepționale. Paga materială în urma acestor calamități, deci constituie 23.751.000 de lei. Sunt mai multe probleme și legat cu actarea situațiilor excepționale. Acum este la moment deci, să face o, deja să fie în hotărâri de guvern, deja aprobat o procedură, cum, ce documentație, adică procedura, cum să acordă ajutorul acesta, sau cum se solicită ajutorul acesta material din partea guvernului. Multe persoane direct sună direct la guvern și așa mai departe, deci nu merg în toate instanțele, cum se începe de la primărie, Consiliul Regional și terminăm deja cu guvernul. Deci, conform de deja la procedura dată, cred că deja țăna se mai stabilizează deci, în domeniul dat. Cam asta și legat de capitolul de situații excepționale și incendii. Ca un anunț, anul acesta, 2024, conform hotărârii de guvern privind la pregătirea în domeniul plătiții civile, avem de desfășurat aplicații în domeniul plătiții civile cu raionul Suroca. Și conform graficului, este luna aprilie. Deci noi până atunci o să ne mai adunăm. Cineva din voi cunoaște deja cum au fost aplicații din acei alți ani. Deci aceste aplicații se desfășoară odată la 5 ani de zile, unde să fie implicate toate serviciile raionale, să fie desfășurate diferite exerciții, o să fie deci, verificat capacitatea raionului Suroca de a face față diferitelor situații excepționale. Clar, lucru o să fie necesar deci, un ajutor material, deci, financiar, pentru că este nevoie de fel de materiale de biologic și mai departe. O să fie în cadrul exercițiului dat, o să fie un orășel de cazare a sinistraților, unde o să fie necesar să arătăm că noi putem să ne să-i asigurăm cu hrană și așa mai departe. Respectiv, până atunci, noi venim cu solicitarea de vizită de cheltuieli, care pentru alimentația, să fie birotic și mai departe, dacă este posibil. Domnul președinte, raport finalizat. Deci, care este conlucrarea între Ministerul Republicii Locale în nivelul 1, Inspectoratul Poliției, la subiectul care l-ați raportat? În ce sens? Adică la ce și legat de profilaxie? Nu pot spune care e conlucrarea la Inspectoratul de Poliție, pentru că e altă structură. Noi suntem structura de situații excepționale. Noi,
când plecăm în teritoriu, deci în orice localitate unde plecăm, la fel noi implicăm și sectoristul sau polițistul de sector în domeniul corporației, ca să explicăm de toate. Vă zice și am întrebat care este conlucrare. Este conlucrare. Este conlucrare, deci conlucrăm în lor formal, în orice domeniu ce este legat de corporație. La necuri, la incendii, adică la corporație incendii, orice cum este. Vă mulțumim și construcție faceți să referitor la aplicațiunea de anul viitor. Deci am grup de lucru pentru a ne pregăti, deși este necesar, în comun cu situațiile excepționale, pentru a fi pregătiți la desfășurarea exercițiului dat. Ce? Întrebări, colegi? La raportor? Eu am avut o precizare. Stimați membri, referitor la intervenții de dumneavoastră, apropiere la stingerea incendiilor în localități rurale. Ați avut multe apeluri din partea primăriilor care dumneavoastră neautorizate? Am avut apeluri că argunoriștile, dar sunt neautorizați sau autorizate. Și ați participat la strângerea? La orice incendiu noi suntem obligați să participăm. Nu știu, Dar statistic față de anul trecut? Ce știu, legat de... Nu am cifre, dar adică cam același an, cam e tot același, chiar sigur, sper că anul acesta să nu e mai mult incidență. Ar fi bine veniți cu informații, o notă, ce ține de cheltuielile care le faceți pe intervențele date, deoarece ar fi de dorit ca Comisia Situației Sfântului Domnului să poată acționa și reprom promoțiuni de pacienții economici din teritoriu, să nu fie povară noi poate să fim viitorul ședință cu primar, adică deci ca să facem mai bine. Încă întrebări, colegi? Dacă nu sunt întrebări, se propune de o act de raport cu privire la situații excepționale și incendiile care au fost înregistrate parcursul anului 2023. Sunteți pentru să votați. Împotrivă, abținut. Mulțumesc pentru raport. Trecem la întrebarea a doua. Primire la raportul serviciilor protecției civile referitor la pregătire pentru perioada rece a anului 2023-2024. Mă rog, domnul Chisto. Pregătește provocarea. Ziua, stimați domnul Șudiț, stimați reprezentantul guvernului, membri a comisiei. Cu referință la pregătirea sezonului rece anul 2024, o sare din oarcă Fișoana Strocova informează că rețele lești de distribuție de joasă și medie tensiuni sunt pregătite pentru a face față încercărilor, situațiilor climatice. Parcursul anului pentru aceasta sunt executate lucrări de mentenanță, reparație, care asigură în continuu alimentarea pe energie electrică a consumatorilor. Cu atât mai mult, întreprinderea s-a renovat acordul deosebit atenției lucrărilor de reconstrucție a rețelelor și lucrări de investiții. Pentru anul 2023 am reconstruit 4 km de linii de tensiune medie, 23 de km de tensiune joasă, 7 posturi de transformare, un post de tip închis și 7 cutii în cablu. La fel, pentru anul viitor ne preconizăm pentru anul 2024 de a executa lucrări de investiții pentru îmbunătățirea rețelelor, infrastructurii, respectarea indicatorilor de calitate. În acest an, procuratul anului parcul de automobile, am procurat un autoturn nou care era o necesitate stringentă pentru oficiul nostru care era Sarea Nord, care ne va permite deja de fără un volum mai mare de lucrări. Atât, dacă aveți care vă întrebări. Eu am întrebat, domnul șef, în ce măsură sunteți pregătiți referitor la stâlp? Noi deja avem stoc pentru sezonul rece, anul anul facem referitor stocul dat. Avem 72 de stâlpi pentru rezerva anumit, pentru situații de forță majoră pentru tensiune joasă și 40 pentru tensiune medie. Și ține în caz calamități, căderea lor sau...
La capitolul generatoare. Generatoare, noi dispunem de 7 generatoare. Oficii funcționale, oficii prea noastră, vă spun 7 generatoare. De întrebări, colegi? Vă mulțumesc. Am avut telefon Soroca pentru perioada de 2023-2024, este pregătită. În anul 2023 am făcut investiții, dezvoltare în 7 sate, fibră optică. Pentru anul 2024 avem 4 sate. Telecom Soroca Parco Auto înnoiește anual pe 2 mașini. În dotare avem 3 Oazuri, 4 Dacia și 2 Hyundai și un Dacia Logan. Sunt dotate cu motorină lunar. Avem 4 generatoare mobile și 4 generatoare pe oraș Soroca, avem staționare. Cu piloni suntem dotați, piloni de lemn 22 de bucăți, porturi din beton armat avem 100 de bucăți și piloni din beton armat 160 de bucăți. Cablu de abonat avem la 10 km rezervă, cablu de capacitate mai mare, fibră optică avem 5 km și tăpătăuri la 10 km rezervă. Așa, întrebări la raportor, colegi? Am făcut doar o precizare. Dacă mentenanța sirenilor comandului Poliției Civile mai verificați pe dată? Noi din sirenele scoase, nu avem mortari de comandă, nu suntem noi răspunzători de sirene. Da, deci pot eu să răspund la întrebarea dată. Noi nu avem, deci în moment nu dispunem de sirene electrice. Sirenele care sunt pe teritoriul municipiului Soroca, ele sunt plătăți la agenții economice. Cum ar fi la Aquanort, la sirena, la Hydro Apex și la Mo Telecom, da? Da. Care tot ei răspunde dânsele, dar ele nu sunt, nu sunt în, deci, la gestiunea municipiului Soroca. Este o problemă, s-a discutat astăzi la volantă, dar întrebarea dată, posibil poate ar fi vreun proiect oricare ca să fie instalată astfel de sirene, ar fi foarte binevenit în municipiul Soroca. Ca obiectiv e comun, da. Oricum trebuie să fie funcționale și ținut în cazuri instituționale. La multe lucruri s-a aflat, este, dar noi de mult nu deservim, că în 5 ani, cred că 4-5 ani. Nimic, până nimic. Da. Nu-mi dat sirene. Încă întrebări, colegi. Mulțumesc. De la Florești, de alt cerniste. Stimați membri comisiei, deci filiala Soroca Gaz la moment de servește 9386 consumatori casnici și 234 de consumatori non casnici și agenții economici. La moment este pregătit pentru sezonul rece anului, deci toate instituțiile preșcolare au fost reconectate în sezon, tot activează, când lucrăm cu întreprinderile care fac de servire la caserierii, adică întrebări nu avem, noi suntem dotați cu transport, combustibil, generator, chestii care e funcționabil, că ceva abateri nu poți. Nici ne cam cam asta. Mulțumim, întrebări la raportor, colegi? Dacă dați un pic am văzut la bani. Ceva deosebit. N-am avut unii, ca și putem să vă spunem, că ne extindem, adică anul ăsta a fost construit traseul undeva de 8 km până la Cosăuț. Preconizați, dacă scolcăm cu primărie Cosăuț pentru a face proiectele referitor la școală
și ceva consumatori casnici și acolo pentru conectare pentru anul viitor. Să punem în funcție. Dar cu țevele care deja prin vigină și, nu știu, mentenanța lor asigurată? Da, este prevăzut un grafic respectiv, da, ele se repară la 5 ani, se vopsesc și așa. Întrebări? La drumul Soroca, cine este? Colegii, să ne adunăm ca să discutăm problemele care sunt. Eu rog seriozitate. Ce s-a anunțat? Ați anunțat de din timp. Cei care nu se prezintă chiar nu înțeleg care. Măsură suntem pregătiți. Nu, cred că suntem pregătiți, dacă... Colegi, se propun de luat de raportul Serviciilor Protecției Civilă, referitor la pregătire pentru perioada rece anului 2023-2024. Cine este pentru rog să votați? Împotrivă. Sigur, vă mulțumesc. Trecem la întrebarea 3 pe ordine de zi, privire la aprobarea planului de activitate a Comisiei pentru situații excepționale în rândul nostru rog pe anul 2024. Domnul președinte, domnul reprezentant al Guvernului, membri al Comisiei pentru excepționale, vă propun spre aprobare planului de activitate a Comisiei pentru situații excepționale în rândul nostru rog pentru anul 2024. Planul respectiv este împărțit în 4 compartimente, au fost ulterior. Vă dau citire prima ședință preconizată în lunile februarie-martie, în care cuprinde două întrebări cu privire la securitatea antincendială în perioada primăvară-vară, cât și parcursul desfășurării sărbătorilor de Paști. A doua întrebare cu privire la măsurile de prevenire și securitatea populației în caz de inundațiile provocate topirii zăpezii sau în caz de ploi torențiale. A doua ședință preconizată în luna mai 2024, în care sunt prevăzute 5 întrebări. Cu privire la raportul referitor la nivelul de pregătire a stației de salvare pe apă pe activitate în perioada estivală 2024. A doua întrebare cu privire la măsurile de prevenire și incendiilor spațiilor verzi în perioada de vară. A treia cu privire la raportul referitor la nivelul de pregătire a taberei de odihnă pentru copiii la Dumbrava. Cu privire la nivelul de pregătire a serviciului special pentru influența activă procesului hidrometeorologice, cu privire la securitatea incendiară pe parcursul perioadei estivale, la fel profilaxie în necrurilor la bazinele acvatice. A treia ședință preconizată în luna august 2024, la care sunt prevăzute 3 întrebări. Raportul cu privire la starea de pregătire a instituției de sănăt către nou an de studii, 2024-2025, a doilea raportul cu privire la situația epidemiologică în instituțiile educaționale din raion și a treia cu privire la raportul referitor la securitatea incendiară pe parcursul perioadei de recoltare a cerealelor. Și ultima este preconizată în luna noiembrie, care cuprinde la fel 3 întrebări cu privire la situațiile excepționale și incendiile care au fost înregistrate pe parcursul anului 2024, privire la raportul serviciilor de protecție civilă referitor la pregătire pentru perioada rece anului 2024-2025 și ultima, privire la aprobarea planului de activitate a Comisiei pentru situații excepționale care nu s-au luat pe respectiv pentru anul 2025. Aceste întrebări sunt preconizate în planul. Întrebări, colegi? Mulțumim. Deci, colegi, propun să luăm act de planul Comisiei de situații excepționale pentru anul 2024. Cine este pentru să votați? Mulțumim. Mulțumim.
lideru comisiei pe situația sistemului din Moldova în timpul de toamnă-iarnă sau aprobat mai multe dispoziții, dispoziția numărul 91, 92, 93, 94, 95, n-am să dau știri, am spus foarte bine din presă că a fost state ceva canale de emisii TV în legătură cu stabilizările și prevenirile care ar putea fi luate de către autoritățile centrale. La fel, în conformitate cu legea numărul 215 din 2004, legea Ministerului de Urgență, Desedere și Război, s-au luat măsurile necesare. Important este că s-au mai menținut localitățile din țară, acele centre de plasament și s-au oferit din partea Guvernului de Moldova acea asistență necesară. Și în ultima dispoziție, numărul 95, din 1 decembrie, s-a prelungit starea de urgență și au fost alocate sume pentru, respectiv, pentru raionul Soroca, ține de anexul numărul 5, lansarea unui măsuri de asistență socială conform memorandului de înțelegere între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Fondul Național Unit pentru Copii din Republica Moldova. Vine sorocii, nu știu, la Soroca, suma de 1.216 lei și acordarea plăților unice care puteți elecționa la categorii de angajați din domeniul asistenței sociale. Asta ce am de raportat. Vă rugăm să vă arătați de dispozițiile menționate. Propun de la câte dispoziții sus menționat, cine este pentru rog să votați? Deci, colegii, întrebările pe ordine de zi o epuizat. Dacă sunt întrebări adăugătoare, în afară ordine de zi? Nu văd să întreb doar ce de sănătate cu cele două cazuri de războiul, dacă care e situația. La data de 2 decembrie a fost înregistrat o familie de romi, a fost înregistrat un caz de luciolă. Copilul de 7 ani, el a fost internat în secția boală contagioasă, deoarece toate primele cazuri la care boală contagioasă se internează în spital. La 5 zile s-a îmbolnăvit surioara mănică de 3 ani, care de asemenea a fost internat în spital în secția boală contagioasă. La ziua de astăzi, deci ambii copii se află la domiciliu și toată familia, că acolo mai sunt în 3 copii, mai sunt în 3 maturi, se află sub supraveghere medicului de familie. Astăzi, la domiciliu, a fost și specialistul mamă și copil. Copiii au fost încă o dată examinați, deci erupții, niciun fel de caz de îmbolnăvire, copiii nu au. Chiar nici viroz, nu mai vorbim de luciolă. Dar mai avem focarul, se află sub supraveghere încă și săptămâna viitoare, 21 de zile. Se lucrează deci, de fiecare sector, s-au acumulat listele copiilor care nu sunt vaccinați contra rugeolă și lucrează cu părinți ca să vaccineze copiii. Totodată, în masștabul Republicii, deci, sunt cazuri de pertussis, cocluș. Iarăși, e legat cu vaccinarea copiilor. Copiii, dacă chiar își fac boală, deci ei vaccinați, fac forme mai ușoare. Da, părinții greu de lucrat în ultimul timp, mai ales sectele, au câte 7 copii și niciunul nu sunt vaccinați. Dar chiar și alte familii refuză, toate că în hotărâre de guvern este prevăzut că imunizarea în Republica Moldova este obligatorie și copiii care nu sunt imunizați nu au dreptul să frecventeze nici grădinițele de copii, nici școlile. În România se zvală la... Da, în România e ca epidemie, s-o poate, la 2000 de cazuri. Despre măsurile, da. Și, dacă nu mă supărați, am vrut să întrebăm evident cu verificările ce sunt planul de astea de acțiuni la obiectivele pericoase chimice. Aveți în plan, pe planul 2024? Da, deci, conform planului, fiecare an sunt controle în domeniul protecției civile și aplicații numărul obiectivele chimice periculoase.
Deci avem patru obiective, merge vorba de Aqua Nord, fabrica de brânzeturi și două stații de distribuire a gazului. Deci, conform planului, la toate aceste obiective, așa numim prima perioadă, da? Deci primele trei luni sau primul trimestru, se desfășoară aplicația și controlele aceste obiective. Și controlele merge vorba și, și exercițiu practic. Deci o simulare unei situații și cum acționează forțele proprii și antiparte, la fel și efectiv. Încă trebuie, dacă nu considerăm ședința închisă, vă mulțumim.